Zice, momentul când două turiste, uite ce interesant în ziare, momentul când două turiste au ajuns cu mașina în ocean, nu <coughs> după ce au urmat instrucțiunile GPS, au trecut pe lângă barca noastră cu o viteză destul de mare, Dumnezeule mare. A, ah, uite, cred că n-au pățit nimic, deci putem să râdem. Două turiste au ajuns cu mașina în ocean după ce au urmat instrucțiunile GPS. Incidentul a avut loc în portul de agrement Hono Kohau Harbor din ca Hawaii, potrivit Washington Post, deci reputat. În imaginele filmate de un bărbat care asista la incident, apare mașina în timp ce se scufunda. Cele două femei aveau centrurile puse, iar cea aflată la volan zâmbea. În acest timp, ștergătoarele de parbriz ale mașinii erau în funcțiune. Normal că dacă intri în apă, uite, vine apa pe parbriz, dai drumul la ștergătoare ca să vezi. Nu-i corect? Asta este. Deci, așa, Zice, cu toate că mașina se înclina, scufundându-se, femeile nu păreau panicate. Stăteam acolo încercând să mă adăpostesc de ploaie și am văzut o mașină care a trecut pe lângă barca noastră, direct în port, cu o viteză destul de mare. Au mers cu atâta încredere, nu aveau nicio expresie de panică pe față, erau zâmbitoare, Apotriva, ap a povestit cel care a filmat. Cele două femei și-au scos centurile, au ieșit pe fereastră și au fost ajutate de mai mulți bărbați care au sărit în apă. Mașina s-a scufundat în totalitate. ia, îi dau drumul la film. Deci, și cum, au, deci totuși și GPS-ul ăsta, vezi? Câtă încredere să ai și în GPS? Da, da. Dacă erau așa de fericite, poate li s-a părut că GPS-ul... Ia uite. Doamne, așa ceva. Ia uite. <laughs> Ce ați făcut? A, așa ne-a zis GPS-ul. <laughs> Tot înainte. N-a zis, de la, cum se... Ia, pericol raportat... Nu. Ok.